Iarna bate la ușă, iar Mehedinț Gaz, o firmă care nu reușește să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contract, creează probleme serioase câtorva sute de familii din municipiu, care, deși au achitat toți banii pentru realizarea branșamentului la gaz, după ce în prealabil s-au decuplat de la încălzirea centrală a orașului, riscă să rămână fără nicio sursă de încălzire în această iarnă. Problema ar fi faptul că Mehedinț Gaz nu are bani pentru a monta contoarele de gaz. Mehedinț Gaz, o firmă care creează din nou probleme severinenilor. După ce s-au văzut cu rețeaua de gaz la scară, mulți severineni au scos sume importante din buzunar pentru a-și monta centrale pe gaz și s-au debranșat de la rețeaua centralizată. Nici nu se gândeau că în prag de iarnă nu vor putea beneficia de această instalație. Dintr-un motiv banal, acela că Mehedinț Gaz are conturile blocate de către ANAF și nu are capacitatea financiară să monteze contoarele de gaz. Da, avem peste 1600 de locuințe în acest moment cu această problemă, s-au debranșat de la sistemul centralizat pentru că au rețeaua de gaze la scara blocului. Din păcate, firma care se ocupă, Mehedinț Gaz, nu le-a adus contoare, chiar dacă intra în area lor de lucru, nu au pus în funcțiune și în acest moment avem mari probleme. Oamenii au venit, ne-au adus documente la primărie în care atestă că și-au îndeplinit toate obligațiile față de această firmă, iar ei din luna iulie îi tot mint, păcălesc pe oameni că o să le aducă aceste contoare. Din ce văd eu și am făcut și o hârtie la finanțele publice, în acest moment au obligații bugetare neachitate în sumă de 694.170 de lei și se află în procedură de executare silită, respectiv somații pentru întreaga sumă mai pus, opriri bancare și opriri terți. Deci în acest moment au și conturile blocate. În primăvară noi pe primărie am mai ajutat, le-am mai dat niște bani, i-am mai rugat la vremea respectivă, au mai luat ceva contoare, dar din luna iulie lucrurile s-au blocat definitiv. Mehedinț Gaz continuă să sfideze atât cetățenii cât și administrația publică locală. Primăria încearcă să găsească soluții pentru a-i sprijini pe cetățeni și să nu rămână fără căldură în această iarnă. Noi să trimitem astăzi tot ce avem, tot ce ne-au trimis cetățenii, toate documentele pe care le avem, cererile, reclamațiile făcute de asociațiile de locatari, o să le trimitem și noi mai departe. Sper ca cineva la ANRE să se trezească și să ia măsuri cu această firmă. Noi am reziliat contract în această toamnă, am avut dreptate din punct și avem dreptate din punctul nostru de vedere că am reziliat, pentru că vedeți ce probleme poate să creeze această firmă în municipiul Turnu Severin. Pe lângă faptul că n-au continuat cu extinderea rețelei de gaze și avem doar 30% din oraș conectat la rețeaua de gaze, în acest moment nu poate să facă nici lucrurile elementare să pună în funcțiune și să aducă aceste contoare oamenilor care au nevoie de ele. Peste 1600 de locuințe se află în prezent în această situație dificilă. Am pus totul, de aia am povestit că m-a costat 230 de milioane cu totul băgat din stradă până în casă. Doar aștept să vină gazul. N-a pus nici căsuțele la scară, care am plătit 2.250.000 pentru căsuțe, nici alea nu s-a pus, nu l-a acordat. Seaba e sus și în colțul străzii, că eu stau în scara aceasta. Și așa că vă dați seama ce vom suporta la iarnă. Ce soluție vedeți? Ce puteți face? Știți ce soluție vedem? Să tăiem rădăcinile de la această firmă, să dispară, dacă nu e în stare, să dispară. Că mie așa mi se pare corect. Nu sunt în stare, nu pot să ofer ceea ce vreau, dispar. Mi-am luat sacul și așa am plecat, că nu e firmă românească. Știm de unde, tot ne-am interesat, dar dacă e monopol să stea numai el în acest oraș, nu mi se pare corect. Nu mă așteptam, pentru că promisiunea a fost, doamnă, până vine frigul, veți avea contoare. Până. Că doar cu cine să stăm acolo de vorbă? Stăteam cu fetele unde te duceai și plăteai, că reductorul costă 4.000, când mai cere 215 lei pentru, nu știu, taxă PIF, mai cere nu știu cât de câte ori te duci și tot îți cer bani. Și oamenii zic, doamnă, dacă ne ajunge... Păi nu știu, domnule, uite, nu se livrează niște facturi pe care noi trebuie să le achităm. Sunt revoltați. Da, sunt foarte revoltați proprietarii. Primarul Marius Creciu a declarat astăzi faptul că va întreprinde toate demersurile pentru a debloca această situație dificilă și va asigura pe cetățeni de tot sprijinul său.